Salutări! Numele meu este Bianca și bine ați venit la pplus.ro, unica platformă video din România cu informații din domeniul ospitalității. Doar aici găsiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu vreți să pierdeți următoarele clipuri, apăsați subscribe. Hotelul de gheață de la Bâlea Lac se va inaugura oficial în data de 10 februarie. Pragul acestuia va fi trecut și de un oaspete de seamă în persoana lui Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova. Tema centrală din acest an este muzica. În cele 14 camere și 6 igluuri sunt amplasate statui de gheață ale unor mari nume din industria internațională a muzicii, precum Michael Jackson, Madonna sau Elvis Presley. La hotelul de gheață de la Bâlea Lac se cazează în fiecare an peste 8.000 de turiști, alte câteva mii vizitându-l fără să înopteze. Amatorii unor astfel de locuri inedite s-au putut caza deja și în acest sezon la hotelul de gheață, începând cu 17 decembrie, prețul fiind de 100 de euro pentru o noapte de cazare în camera dublă. Odată cu inaugurarea oficială a hotelului, se va da startul unui concurs de fotografie ce are ca temă hotelul răcoros din Bâlea Lac. Fotografi din toată țara sunt invitați să se înscrie până în data de 9 februarie, marele câștigător al concursului fiind premiat cu 1000 de euro. Pe această cale vă invităm și noi să vă înscrieți la concurs. Vă ținem pumnii ca fotografiile făcute să facă în conjurul lumii și să contribuiți astfel la promovarea unuia dintre cele mai frumoase proiecte turistice din țara noastră. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. Până data viitoare, urmăriți numai ospitalitate cu personalitate!